Bună dimineața! Astăzi este joi. Eu mă apuc să fac niște sărmăluțe. Mi-am curățat vreo 6 cepe. Le-am băgat în acest robot. Să vedem dacă se și închide. Ce așteaptă fata? Ce așteaptă fata? Ia să vedem. O să mai mărunțesc puțin. Pentru prima oară încerc și eu această oală care am primit-o de la mama și e foarte, foarte mișto. Am pus ceapa la călici, o să o las așa la foc mic. O să adaug sare, piper, boia dulce. La final îmi place să pun și orezul să-l călesc și pe el puțin. O să pun o pastă de tomate. Am adăugat sare, piper, vegeta, boia dulce, pastă de tomate, iar la final am adăugat orezul. Și acum călesc puțin, după care las compoziția să se răcească, nu foarte mult, și apoi o să pun peste carne. O să le iau pe mari de la grădiniță, iar acum o să-mi continui sărmăluțele. Mai am puțină compoziție, acolo mai avem o vărzucă, nu cred că o voi termina pe toată. Voi face și o salată cu ulei, cu piper și cu sare, pentru că ne place foarte mult. Iar aici sunt sărmăluțele, dar acum nu știu ce să fac. Normal, maximul este până aici și cred că se referă maxim la orice îi face, fie că e ceva lichid, fie că e, nu știu, felul 1, felul 2, sarmale, pilaf sau așa mai departe. Deci ăsta trebuie să fie maximul și nu știu ce să fac. O să văd dacă reușesc să mai strecor așa sărmăluțele și să reușesc să le pun pe toate. Din această compoziție cred că o să mai iasă undeva la 15 sau 20 de sarmale. Pe cameră văd că par cam mari sărmăluțele, dar eu le fac destul de micuțe. Bine, asta e o excepție, că depinde de varză. Na, mai sunt unele foi care nu pot să le nu pot să fac sarmalele cu ele pentru că sunt găurite, așa că unele le-am făcut mai mari, unele mai mici, așa cum au ieșit. Măluțele pentru 30 de minute și tare curioasă sunt să văd cum vor ieși, ce gust vor avea. Este pentru prima oară când fac sarmale la această oală. Și din ce am înțeles pe grup, depresurizarea oalei durează în jur de 40 de minute. Chiar dacă sarmalele le faci în 20, 25, 30 de minute, mai mult durează depresurizarea. Eu mă apuc acum să dau cu aspiratorul și va trebui să dau puțin cu mopul și pe la bucătărie pentru că mi-a căzut o zeamă de la varză și miroase destul de tare. Așa, după care o să plec să cumpăr pâine. Nu știu dacă o să trec și pe la Penny, încă nu am decis. Trebuie să duc și gunoiul. Mai devreme ploua, dar cred că s-a oprit, că nu se mai aude în tabla de la balcon. După care o să vin și ori o să mă apuc să fac niște cornulețe cu gem de caise și cu Nutella, ori o să fac niște clătite. Parcă mai mult mă înclin către clătite, mi-e poftă mult mai tare. Și cred că clătite voi face, că nu e așa multă bătaie de cap. Noi am plecat să ducem gunoiul, mergem să luăm pâine și să vedem dacă găsim niște clopoței de vânt. Așa se numesc, vrea Marc să punem la balcon afară, când bate vântul să sune așa drăguț. Mergem să vedem dacă găsim la noi în cartier, dacă nu mai căutăm și mâine, să vedem dacă găsim într-un magazin fizic. La Steagul, da. Dacă nu găsim fizic, vom da comandă online, că am văzut că pe Magher au foarte multe modele. Dar n-aș mai vrea să mă mai complic cu curierul și aș vrea să găsesc fizic. Ia uitați ce și-a găsit Marc! Nu a găsit chiar cu tuburi din alea din lemn sau din metal. Le încurci, Marc. Uite de asta se ține. Așa, încet.
Trebuie să prindem un cârlig afară la balcon. Uite, deja le-ai încurcat și trebuie să le desfac. Și mai avea încă unul, acesta a costat 49 de lei și 80 de bani. Mai avea unul la 100 și ceva de lei și am zis, nu, nu, mulțumesc, ăsta e suficient. Îți place sau nu? Bună ziua, nu prea ești un păcat. Îți doreai din alea cu tuburi lungi? Sau și ăsta? Și ăsta. Păi și ăsta, uite, ăștia-s clopoței adevărați. Aia nu știu. Și ăia, dar ăla se numește altfel, normal. Ăsta e clopoțel. Alea, alte tuburile, nu știu cum se numesc. Dar o să luăm și din alea, facem comandă de pe Temu, da? Sună ca la Dolia și aliniștit. Da, da. Și când bate vântul, bate așa încet, ia. Depinde, bine, depinde de cât de tare bate vântul. Dă-i drumul un pic. Uite așa. Așa se bate? Da. Dacă bate vântul încet, dacă bate tare, nu se aude și așa. Te trezești de noaptea, păi cine a vrut? Păi tu. Hai ca să-l desfac, că s-a îmbârligat. E mai șmecher, exact. Am plecat spre Penny. Mergem să cumpărăm două cutii cu lapte. Selena vrea chipsuri, Marc vrea chipsuri, pâine și mai vedem ce mai cumpărăm. Dacă mai văd ceva, să știu că am nevoie acasă, luăm. Dacă nu, ajunge și venim acasă să mă apuc să-mi termin treaba, să vedem sarmalele și apoi să mă apuc de clătite, yummy. Hai să le poți la Penny. Oala s-a depresurizat singură. Nu am ajutat-o deloc și acum sunt foarte, foarte curioasă să vedem cum au ieșit sărmăluțele, dacă sunt gustoase, dacă s-a fiert vaza și așa mai departe. Mirosit, nu cred că mai are rost să vă spun cum miroase la noi în toată casa. S-a împrăștiat mirosul sarmalelor cu varză murată, deci miroase demențial. Și abia aștept de la Penny am cumpărat un cofrac cu 30 de ouă. Am primit și niște puncte pentru aceste pahare, dar am destul de multe pahare, așa că nu mă încântă să cumpăr. Pentru Marc am luat chipsuri cu pui nepicant, iar pentru Selena chipsuri cu pui picant. Și mie îmi plac foarte mult acestea, doar că nu pot să mănânc mai mult de 4-5 pentru că mi se par foarte, foarte iuți. Acum depinde de fiecare cum mănâncă, eu nu prea mănânc așa iute de fel. Cred că e pentru prima oară când iau această pâine. Mi s-a făcut poftă de pâine cu cartofi, așa că am luat-o pe aceasta să o încercăm. Am mai avut pâine de la Hanul Boieres, dar pe asta cu cartofi nu cred că am încercat-o niciodată. Am luat lapte, o plăsuță cu lămâi, Marc vrea limonadă, ceapă, pentru că am terminat toată ceapa la sarmale, pătrunjel, dar arăta într-un hal... Adică arăta foarte bine când l-am cumpărat, dar acum săracul l-am făcut eu să arate urât. Am pus toate lucrurile peste el. Morcovi. Vreau să fac supă cu găluște. Mi-e poftă foarte tare de o supă cu găluște. Și voi face tot la această oală minune. O țelină și încă o cutie cu lapte. Și vreau să vă spun că abia am venit cu plasa asta și cu cofragul de ouă. Deci ăsta l-am ținut într-o mână, iar plasa într-o mână. Dar s-au adunat ăsta greu, laptele greu, lămâile, morcov, toate alea, ceapa. S-a făcut o plasă destul de grea. Și acum haideți să încercăm o sărmăluță. Și luăm o farfurioară. Da, și nu știu cu ce să... Cu lingura oare să scot o sărmăluță? O să iau așa o sărmăluță de pe margine. Uite, o luăm pe asta. Să avem grijă să nu zgriem oala. Mamă, da, ce bine miroase și ce bine arată. Ia să vedem dacă... Mamă, cum s-a rupt și varza. Deci cum s-a rupt și varza. Și bobul orezului a rămas atât de fain, deci nu s-a sfărâmat deloc. Sarmalele le-am făcut doar la 30 de minute. Și varza este așa de fragedă și ea, că varza era destul de tare. Și se rupe foarte, foarte mișto. Și acum să și gustăm, să vedem. Mamă, dar ce bune au ieșit. Deci bobul de orez și carnea a rămas așa de faină. Carnea nu s-a sfărâmat absolut deloc, cum am mai pățit
în trecut când făceam sarmalele la aragaz. Așa că acum mergem să întrebăm pe Seli dacă mănâncă sarmale și eu o să mănânc cu iaurt grecesc și mi-ar fi plăcut și cu niște mămăliguță, dar dacă fac mămăliguță doar pentru mine, Selena nu mănâncă, așa că voi face mămăligă seara, diseară când vine și Bogdi acasă, voi trage o mămăliguță. Acum mănânc așa două, trei poftă, două, trei sarmale de poftă și după aia o să fac mămăliguță. Ia uitați cât este ceasul. Doamne, cât de repede trece timpul. Seli! Seie! Ce fata? Mănâncă saimale? Da, am mâncat o portocală. Ai mâncat o portocală? Și șoareci Da. ăștia? Deci le-am golit aici sub pat ieri. M-am ocupat de tot și le-am scos covor, tot, și sunt atât de bucuroși. Acolo am lăsat doar o trusă cu sculele lui Bogdan. Și sunt mega încântați, aleargă din stânga în dreapta, doar că tot acolo se duc și se pun pe acele lucrușoare care sunt ale Selene și ronță e pe acolo. Dar acum nu-i mai văd. Da. Păi mi-era și mie greu tot timpul când scoteam toate lucrurile de sub pat, pentru că na, ei mai face câte o căcărează, două, trei. Așa că am zis, măi, mai bine liberez patul, adică aici sub pat, și am luat toate lucrurile și le-am dus în lada din sufragerie. Mi-am băgat acolo covoarele, așa că nu știu unde sunt șinșiloii. Mai devreme l-am prins pe unul că a fugit, dar nu știu pe unde mai e. Și mi-e teamă să nu se bage după acest dulap mare și să nu mai reușesc să-i scot de acolo, să rămână blocați. Da! Selena cere portocale. Păi nu vrei sarmale? Ciu, 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 ciu. Ciu, 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 ciu. Ciu, 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 ciu. Da, ce faci, iubitul meu frumos? Vrei să vii la mami? Hai! La mami! Hai! Așa! Te și pup! Ce vrei? Vrea să te ducă în cameră la Seli? Vrei în cameră la Seli? Vrei aici. Hai în cameră la Seli. Stai, stai să-l băgăm. Haide! Du-te la Seli. Fii acolo sus. Hai la Seliena! Și-a venit. Asta e tare sensibil. Câteodată Marc trece doar pe lângă el și el stă acolo sub scaun și doar trece, Da, face. fiind așa. M-am apucat să fac clătite. Între timp am golit și sarmalele sunt în oală, iar aici am supă. Aștept să se depresurizeze oala, să adaug găluștile, să pun pătrunjel verde și să văd dacă mai trebuie să pun ceva sare și piper. Și o să mă apuc acum între timp de clătite. Cât este ceasul? 7 fără 3-4 minute. Trebuie să merg să-l aduc și pe Bogdin seara asta. Așa că nu o să mai prind filmul meu turcesc o dragoste. Mai ales că seara s-a terminat destul de interesant. Oh. Bingo! Aici la mama! Așa! Ia cheamă tu! Cheamă, zi, hai aici! Ia! Tiu, taci un pic. Hai, du-te la sele, du-te la sele. Am mai văzut să facă caporumbelă. Adică el face, dar acum l-am învățat altcumva. Hai, du-te la sele! Ia, da. Hai la Selena! Hai la Selena! Piu! Zi, pa! 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 Ascunde-te! Pa! Pa, bingo! A, tu spui să spun pe lui Bingo? Da. Nu cred că pa la video. Nu. Zi, pa! Pa, bingo! Pa! Pa! Au! A tras mai devreme un cote perete.
Ia stai să vedem dacă mă imită cum tușesc. Vede camera. Nu, pune camera pe mine, să vezi cum face. Că faci. Piu. 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 Te-o pe sele. Hai fugi la sele. Piu. Ce la Selena? Dacă făcea ca porumbelul. Nu pot să-l filmez. Unde ești, frate, că nu te prinde camera? Face ca porumbelul. Da, da, ce drăguț e. Pa, Mungu! Pa! 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 De ce nu vii? Nu vrea. Vine tata! Vine tata! Ia, cheamă-l Seli. Hai la Seriena! Hai la Sele! Eu merg la Sele în cameră. Hai, vii la Sele în cameră! La Sele în cameră! Hai la Sele în cameră, pa! Nu vrea, are chef de vorbă cu mine. Mă! Mă! Nea! Te-a prins? Era! S-a dat să o ciubească, nebunul! Ia, ia, ia! Numai să nu pună mâna pe mine. Ce faci? De ce ești rău? De ce ești rău? E gelos, ia pune-l înapoi pe umăr. Aia a venit singur, ia, uite. S-o ciupească ca să nu vină Sally de se apropie de da, mine. Vreau să o ating pe mama, e mama mea. E gelos, ia uite-l. Mă. E mami mea. E mami mea. Dar nu mușcă tare. Te-ai gândit pe telefon.